Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Fiind născută pe 3 februarie, înțelegerea este forța ta, iar interesele tale sunt extrem de largi. Ești o fire deschisă, prietenoasă și ai o atracție incredibilă, înveți rapid și știi cum să comunici perfect, care, combinate cu flașuri de inspirație, îți permite să îți exprimi gândurile cu ușurință poți fi cunoscută pentru noile idei progresive și știi cum se redistribui printre ceilalți, cu mult mai flexibilă decât majoritatea vărsătorilor, ești mereu în căutarea unei experiențe noi. Entuziasmul tău, empatia și interesul față de binele public sunt de folos pentru mulți oameni, deci poți fi un exemplu excelent pentru cei mai puțin optimiști. Tu acorzi o atenție deosebită activităților tale profesionale. Te-ai adaptat la ceea ce faci cu ușurință, ai un sentiment excelent al timpului și știi cum să alegi momentul potrivit pentru a avansa în afaceri și în dragoste. Aceasta din urmă reprezintă pentru tine un hobby pasional, căruia îi dedici multe ore în întreaga săptămână de lucru. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, originalitate, democrație, seriozitate, aspirație pentru viitor, cosmopolitism, planeta ta guvernatoare este Uranus, aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează în toate formele de media, modă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza și moliciunea personalității. Ești o persoană deschisă lumii, care e interesată de aproape totul în jur. Cauți mereu ceva nou, ascuțit, neexplorat, interesant. Ești interesată de noi tendințe, idei noi, prin care devii un dirijor al bucuriei, răspândind un mediul tău destul de vast. Diferența față de restul vărsătorilor este că ești mai flexibilă și mai capabilă să te adaptezi. Atenția și înțelegerea sunt punctele tale fortei ești carismatică, ai un număr mare de prieteni și cunoștințe, ca orice extrovertită deschis la lume. Adesea te simți inspirată creativ, ceea ce te face mai atractiv în ochii celorlalți. Ești obiectiv în ce privește ceea ce poți și nu poți face. Este posibil să nu fii suficientă de strălucitoare pentru a uinși pe alții cu originalitatea ta uluitoare, dar îți deții perfect meseria. Punctualitatea nu este prietenă cu tine, deși rar întârzi, ești răbdătoare și persistentă, astfel încât îți atingi întotdeauna scopul de fiecare dată. Deoarece ești speriată de ideea intrării într-o relație de afaceri, atunci când realizezi o activitate comună, creezi doar aparența că faci parte din echipă, preferând să acționezi independent. Poți fi în mod special retrasă. Aceste lucru se datorează, probabil, faptului că ești neconvențională pentru orice relație, mai ales în sfera sexuală, care nu este întotdeauna încurajată de societate. În ceea ce privește interesele pământești care sunt adrași oamenilor obișnuiți, uneori se pare că te-ai născut cu o indiferență totală. În cazul în care relațiile nu se dezvoltă dintr-un anumit motiv, fie le întrerupi, fie le menții la același nivel. În afaceri, ești norocoasă și poți ajunge la înălțimi semnificative. Cu toate acestea, cheltui repede bani și, cel mai rău dintre toate, nici nu-ți dai seama pe ce ai cheltuit, ca și când banii ar fi trebuit pur și simplu să treacă printre degete. Poți considera că este dificil să obții stabilitate și consecvență în viață, dar cu o anumită flexibilitate acest lucru poate fi atins. Te adaptezi ușor și rapid situației, astfel încât nu te temi de schimbarea circumstanțelor și de incertitudine. Se pare că o atitudine serioasă și mai puțin frivolă față de viață ar putea deveni nucleul relației tale cu lumea, dar în realitate acest lucru se întâmplă rar. În ceea ce privește faptele, detaliile, metodele de organizare a muncii, încercarea și verificarea acurateții sau inexactității acestor metode, Trebuie să dezvolți o abordare rezonabilă a realității, o înțelegere profundă a ceea ce se întâmplă trebuie combinată cu o mai mare stabilitate și încredere în sine, numai în acest fel pot fi echilibrate nevoile spirituale și fizice. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este interesantă, plină de noutate, de siguranță. Cum afectează data de 3 februarie soartata? acorzi o mare importanță în realizărilor tale profesionale. Tu aplici cu succes cunoștințele și experiența ta în muncă. Te simți bine când te trebuie să-ți faci treaba și să ai mereu decizii importante la timp. În relațiile personale, poți obține cel mai mare succes. Intimitatea îți consumă mult timp. Îți apreciezi cu adevărat puterile și nu te înhami la un proiect a cărui finalizare cu succes nu este sigură. Cu toate că nu ai talente deosebite, nu ai suficiente stele prietenoase pe cer, în munca ta poți atinge perfecțiunea, nu îți place să fii punctuală, deși întârzierea nu este specifică pentru tine. Răbdarea și perseverența în muncă te ajută la atingerea scopului dorit, lucrul într-o echipă îți provoacă dezgust, de aceea, dacă devine necesar, păstrezi aparențele, făcând în realitate munca ta izolată. În materie financiară, norocul îți zâmbește și reușești să obții succes. Totuși, stabilitatea și siguranța sunt dezamăgiri în viața ta și, în acest caz, sunt necesare intervenții practice, trebuie să le înfrunți. În orice situație, te simți în largul tău, astfel încât instabilitatea poziției tale și viitorul fragil nu te înspăimântă. Tu nu accepti în mod organic calcule și planificări și, prin urmare, absolută nu te gândești la ziua de mâine. Aceasta într-un fel nu corespunde concentrării tale în muncă, unde trebuie să analizezi situația, să utilizezi datele disponibile și să treci prin diferite opțiuni. Dragoste și compatibilitate. Un iubit ideal pentru tine va fi omul care nu are probleme cu afectivitatea senzuală și cu unele experiențe emoționale profunde despre eventualele partide de sex neconvențional. Poate că, dacă vei fi făcut o alegere bună în privința unui partener de viață, ar trebui în mod inevitabil să cheltui mai rațional. Aceste lucruri te-ar ajuta să-ți stabilizezi viața astfel încât să-ți satisfaci mai întâi nevoile spirituale fără a fi în detrimentul celor fizice. Carisma ta atrage mulțimi de admiratori, datorită importanței relațiilor personale. Prefer să trăiești pe cont propriu și te poți simți amenințată dacă cineva încearcă să se apropie prea multă de tine. În timp ce accepti dragostea, libertatea și independența îți sunt mai semnificative. Totul ar trebui să fie bine pentru tine în pereche cu următoarele semne, săgetător, balanță și gemeni. Familia în aceste combinații de cupluri poate fi foarte fericită, pentru că simt și se înțeleg perfect. Știu ce să aștepte și ce să nu aștepte. Compatibilitate la nivel mediu, să spunem 50 pe 50, cu pești, berbec, capricorn și leu. În aceste combinații de perechi, te poți înțelege ușor și chiar trăi, măsurat, într-o căsnicie fericită, destul de dificilă, sau imposibilă în funcție de datorire tale karmice, va fi căsnicia cu vărsătorul însuși, precum și semne precum taurul, vara. Racul și Scorpionul, nu vă înțelegeți, aproape niciunul dintre ei nu este gata să renunțe sau să ți da suficientă libertate, locuri de muncă și carieră. Poți deveni un adevărat muncitor, faci cu ușurință munca ta preferată, știi să simți cu exactitate momentul oportun, întotdeauna faci totul la momentul cel mai de succes. Apropo, fiind foarte libertină, nu ai nimic împotriva aventurilor de dragoste la locul de muncă, îți apreciezi foarte atent puterea și abilitățile și, de obicei, nu te încarci cu prea multe sarcini, dacă nu ai timp sau nu le poți termina, tu nu renunți la jumătatea drumului, așa că aproape întotdeauna primești ceea ce vrei, preferi să lucrezi singură, iar într-o echipă încerci să te prefaci că ești în legătura cu ceilalți, când, de fapt, lucrezi în secret pe la colț ca un individualist real. Poți fi un om de afaceri bun, dar ai un dezavantaj important, cheltuiești banii fără control și nu ești capabilă să planifici cheltuielile. Sănătate și boli Ești extrem de frivolă în privința sănătății tale, astfel că controlele regulate cu un medic nu sunt deloc inutile. Problema este că ești alarmată prea târziu sau nu crezi deloc că te poți îmbolnăvi. Una dintre principalele slăbiciuni ale tale este nerespectarea propriei sănătăți. Tu începi să te gândești la starea ta de sănătate atunci când boala te acoperă deja complet. Dacă nu tu însăți, atunci cel puțin rudele și prietenii trebuie să te trimită medicului și dacă este nevoie, în De regulă, mănânci ceea ce dorești, atunci când dorești, rezistând cu încăpățânare la orice restricții câtă timp norocul este de partea ta, o astfel de abordare liberală față de sănătatea ta nu provoacă niciun fel de neplăceri speciale. Îți este dificil să te abții de la supraalimentare. Primești plăcere senzuală din cantitățile cu adevărat gigantice de mâncare, până când există probleme cu metabolismul. În afară de abuzul alimentar cantitativ, nu înțelegi deloc ceea ce mănânci și poți deveni susținătoare alimentelor nesănătoase. Ar trebui să acorzi o atenție deosebită controlului greutății și metabolismului tău, ceea ce este mult mai ușor de ruptă decât de a reveni la normal. Sănătatea ta poate suferi deoarece nu vei putea suporta un astfel de stil de viață pentru o lungă perioadă de timp, iar după ce marja de siguranță se termină poți cădea într-o depresie reală. La bătrânețe, poți întâmpina boli ale oaselor și vaselor de sânge, precum și ale inimii, ai grijă de bătrânețe încă din tinerețe. Destinul și norocul, dacă este să fac o analiză pur numerologică, aș spune că ai venit pe această lume pentru a-ți extinde datoriile karmice. Condițiile excelente de tran copilărie se pot schimba în mod de dramatic, în caz contrar, va trebui să depășești multe obstacole pentru a reuși. Se poate întâmpla că trebuie să treci prin trădare, intrigi și, lăsată singură, să-ți creezi destinul. Vei putea crea condiții confortabile pentru tine însă ți prin înconjurarea cu lux și confort, dar trebuie să ai o abordare responsabilă în alegerea partenerilor și a prietenilor. Acest lucru va contribui la evitarea multor dezamăgiri și probleme atât din punct de vedere moral cât și material. Sfaturi pentru tine. Astrele susțin că trebuie să te străduiești din greu pentru scopurile tale, iar în caz de eșec, să nu renunți și să încerci alte căi. În unele lucruri trebuie să te limitezi pentru a obține o stabilitate mai mare. Nu este nevoie să respingi sentimentele tale, pentru că ele îmbogățesc sufletul, iar unora nu le este dat să recunoască. Este imposibil să acționezi întotdeauna prin propria voință, într-o zi trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru ceilalți și să-ți coordonezi acțiunile în conformitate cu mai multe decât dorințele tale, condițiile neregulate sau schimbătoare în mod frecventă nu te sperie deloc, te adaptezi perfect și rapid, la tot, cel mai adesea, în profunzimea inimii tale, îți păstrezi frivolitatea și neglijența. Și pe această bază încerci să construiești o relație serioasă și profundă cu lumea, care nu este întotdeauna posibilă. Astrele te sfătuiesc să încerci mai multe abordări și interacțiuni cu lumea, mai devreme sau mai târziu printre numeroasele strategii încercate, le vei găsi pe cele care îți sunt potrivite, trebuie să dezvolți încrederea în sine, ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine. Dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului, cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia te atrag ca leidon scoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care pot suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.